Învățătorii și profesorii de la liceul pedagogic, prin intermediul Asociației Educatori Creativi, Copii Inventivi, derulează la galeriile de artă din Botoșani concursul județean Botoșani orașul meu. Propriu zis, este vorba de un adevărat concurs de machete, prin care elevii din ciclul primar și gimnazial și-au dat frâu liber imaginației construind la scară redusă spațiile de joacă pe care și le-ar dori. Toate machetele sunt realizate din materiale reciclabile. Acest concurs își propune identificarea, stimularea și valorificarea creativității copiilor din învățământul primar și gimnazial. Prin realizarea unor machete din materiale reciclabile, tot ce folosesc ei în orele de curs, la abilități practice sau la alte materii, pot să. Depoziteze, să recicleze și să realizeze chiar lucruri minunate. La concurs au participat copii cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani, fiecare realizând machete deosebit de interesante expuse în standurile galeriei deschise publicului larg. Au participat cu machete copiii din mai multe instituții școlare din județul Botoșani. În total avem înscrise 72 de machete. Se desfășoară concursul pe trei categorii de vârstă, categoria A, copii din clasele pregătitoare și clasa 1 și a doua, categoria B, clasele a 3-a, 4 a iar categoria C, gimnaziu. Copiii s-au întrecut în creativitate și, după zile întregi de muncă, au reușit să facă minuni din materiale reciclabile și jucării care nu le mai foloseau. Concursul va fi jurizat astăzi de profesioniști în domeniul artelor, iar festivitatea de premiere va avea loc sâmbătă. Cele mai bune machete pe categorii de vârstă vor fi recompensate din fondurile proprii ale asociației.